Moldovenii ne-au primit cu brațele deschise și de aceea le mulțumim. Asta spun într-un glas refugiații din Ucraina care ajung în țara noastră. Cu toate că se simt în siguranță, aceștia așteaptă cu nerăbdare să revină la patria lor și lângă oamenii dragi. Anat Katchenko a venit din Nicolaev în Republica Moldova împreună cu cele două fiice și soțul. Femeia spune că și-a făcut bagajele înainte ca orașul să fie bombardat de ruși. Cu toate că aici se simte în siguranță, aceasta spune că își face griji pentru casă, dar și rudele rămase acolo. Noi am reușit să ieșim din țară, a doua zi de la declanșarea războiului. Dar zilele acestea orașul nostru este bombardat, sunt atacate zonele rezidențiale. Eu trebuia să-mi salvez copiii deoarece sunt mici și nu înțeleg ce se întâmplă. Să stăm închiși în subsol era prea riscant. Aici este bine, dar nu este casa noastră. În Ucraina am lăsat tot ce am agonisit. Da, Aici este bine, totul este gratis. Noi mâncăm, ne jucăm, desenăm. Am venit în Moldova deoarece la noi militarii împușcă. Au venit oamenii răi și bombardează. Și Ecaterina Ciparenco se numără printre mamele care a fugit din calea războiului. Și-a luat cei doi feciori, câteva valise și s-a refugiat la noi. A lăsat multe amintiri cât și persoane dragi la Odessa. Însă femeia spune că nu planifică nimic, deoarece vrea cât mai curând să se întoarcă acasă. Republica Moldova este cea mai apropiată de noi și de rudele care au rămas în Ucraina. Planificăm cât mai curând cu speranță să ajungem acasă. Părinții mei au rămas deoarece nu au vrut să-și părăsească casa, iar soțul apără țara. Cei doi feciori ai săi, Vlad și Eugen Zilnic, sunt încadrați în diferite activități. Copiii nu înțeleg bine încă de ce au venit în Moldova, însă spun ei că le place mult. Tot Aici este foarte bine. Avem sală de sport. Aici putem să ne jucăm cu prietenii. Ieri am fost la antrenamente de tenis. Mi-a plăcut. Este foarte bine aici. Putem să alergăm și să ne jucăm. În Ucraina este război. Dar noi trebuie să așteptăm un pic și războiul se va termina. La complexul sportiv al Federației Moldovenești de Fotbal sunt cazați peste 80 de refugiați.